Aici avem colțul pentru cafea la bucătărie. Home sweet home. Și ce n-am vrut că se deschide cam greu. Nu prea reușesc. Deci, asta le-am deschis anterior. Aici este cafea, aici ceai și iată că aici avem biscuiți. Ce metodă interesantă. Eu n-am mai găsit, nu am mai întâlnit așa ceva. Home sweet home. Avem biscuiți, dar sunt rupți pe jumătate și nu înțeleg de ce, care este logica. Ok, fie. Home sweet home, niște chestii de-astea casnice foarte drăguțe. Aici e mașina de cafea, habar n-au cum funcționează. Bine că aici pun ceșcuța asta, pot să înțeleg, dar cum se pune cafea aici, nu știu. În fine, iar aici frigiderul de sunt. Da. Asta este priveliștea pe fereastră, pe strada Einstein. Avem transparente, tocmai le-am ridicat, era fereastra acoperită. Dacă vreau să le las, le las. Dacă vreau, le ridic. Deci asta este zona de bucătărie aici. Avem mașina de gătit cu cuptor și microunde, chiuveta, tot ce trebuie. Se pare că televizorul nu funcționează. Din nefericire, n-au reușit să-l deschidem. De acolo am venit prin hall. Dar colțișorul ăsta de living îmi place foarte mult aici. Iar aici avem ceva decoruri, așa. De interioare, nișa asta, iar peretele ăsta, așa, nu știu bine să zic artizanal, nu artizanal, pare așa de decor, ăsta separă cele două zone de odihnă, de dormit. Ia uite ce măsuță cochetă, ce spațiu cochet avem aici în curte de relaxare. Stăm pe măsuță, stăm pe scaun, servim ceva aici la măsuță. Aici este curtea interioară, apartamentul nostru. Aici se află casarea noastră pe strada Einstein. Asta este gardul. Se face self-check-in. Și asta este strada Einstein. Din Cluj este paralelă cu bulevardul Horia. Aici este. Ne aflăm în Cluj. Bun găsit! Deci ne aflăm în Cluj și vă spun sincer că nu prea îmi place orașul ăsta. Avem aici din astea citate. Asta mă interesează în mod deosebit, că mă interesează produsele astea sport. Dar se pare că nu prea are succes, uite, spațiu de închiriat. Și nu ca tot în zona asta găsim. Da, sunt multe magazine outdoor aici în Cluj. Uite. Sportiva. Ia uite ce balcoane cu arhitectură barocă aici, în colț de clădire. Pisica de la Cluj. Ce frumoasă e pisica asta. Am ajuns aici pe un fel de stradă pietonală și am găsit, uite, cafeneaua asta drăguță în colțul străzii.
La Cluj totuși este peisajul destul de îngrijit. Uite ce drăguț aici la florărie. Uite. Și ce atur la biserici. E ce masă drăguț să ne gândim să ne așezăm aici. Ia uite ce drăguț. Ne aflăm la Cluj, într-o cafenea foarte drăguță, cu multe jocuri. Cred că e cel mai plin suc de tequila pe care l-am văzut vreodată. Am primit salata la Cluj în papă, ia uite cum arată. Aici sunt cartofi prăjiți cu nu știu ce sos. Iar astea, pancakes cu sirop de arțar. Voila! Ia uite ce pahar ai între astea pe plin. Deci un design foarte, foarte original. Ia uite, fii atent. Super cool experiență, mi-a plăcut foarte mult. Dacă mai ajungem prin Cluj, mai venim. Chiar mi-a plăcut. Deci, ca să ne lămurim până la urmă, am fost la Fun Cafe. Cozy, atmosferă, super faină, a plăcut.